Se spune că internetul este oglinda vieții, să mă oglindesc un pic. Ei, cu Ciocu am discutat. Părerile sunt părțite. Mai lasă-l, mai tai-l, mai... Acum să vedem ce o face și la păr. Bună dimineața, sunteți aici, pe canal. Cu mânuțele astea două vă dau salutare vouă. Tăte bune, pe canalul de YouTube al meu. Ne simțim ca pești în apă. Mulțumesc de abonare. A sunat clopoțelul, înseamnă că suntem aici. Mulțumesc de cafea. Doamna Ana a dat o cafea foarte bună. De emoții am scăpat-o pe jos. N-aveam cum să n-am emoții după ziua de ieri. Ne-am aniversat cu soacra de Deva. Ai, 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 ai. A curs mocuș vizu, a curs țirimocușul, a curs apa. Am băut și apă, că trebuie să ne revenim. Cum sunteți? Bine, nu? Optimiști, ca tot românul, hă? Mergem înainte, că n-avem ce face. Mulțumesc frumos de urări. Ați scris cuvinte din suflet pentru soacră și merită și ea. A făcut ieri, am zis la mișto, a făcut și ieri 14 ani și a schimbat buletinul. Adică suma cifrelor care alcătuiesc vârsta ne de 14, dar e bine. Mergem înainte, mergem înainte. Urmează celelalte sărbători ale iernii, ale Crăciunului și nu ne lăsăm. Chiar dacă stăm la un pic de petrecere, nu strică. Am remarcat că cineva i-a urat la mulți ani și a zis să nu se supere că a bătut UTA pe CFR, că mai trebuie să rămână și arădenii noștri în Liga 1. Mulțumesc încă o dată de urări și de grijă. Totuși, soacra e un personaj care este ca un fir, așa roșu, în postările mele de aici sau de pe Facebook. Să vă trăiască soacrele, părinții și voi să trăiți în primul rând. Că fără voi ce m-aș face? Da, păi voi fără mine. Sau să-mi las mustață? Cum aș arăta cu mustață? Eu nu știu cum aș arăta cu mustață. Cu vârsta mai deraiezi. Cum a pățit și un pensionar din Cluj-Napoca, săracul, deci asta îți știri la care nu știi. Din titlu îți vine să râzi, citești după aia știrea și nu-i chiar de râs. Un pensionar de 85 de ani, pe trotinetă ieșea de la un hipermarket și a fost accidentat de o mașină. N-a fost accident grav. N-a vedeți cât de cosmopolit e Cluj-Napoca? La 85 de ani să te urci pe trotinetă. Eu criticam tinerii ăștia care merg cu trotinete și nu sunt atenți. Dar la 85 de ani pe trotinetă, săracul om, a ieșit din hipermarket. Băi, cine credea că în anul de grație 2020 pensionarii ies din hipermarketuri pe trotinete electrice? Accidentat de o mașină. Omul se simte bine, dar totuși nu. El, pe când să ia curba, a vrut să ia curba și mașina și uitați ce s-a întâmplat. Acum nici nu știi cu ce să te mai deplasezi în Cluj-Napoca. Cu mașinile noastre nu ne-am duce, că e poluarea mare. Deși de când școlile sunt online, studenții stau pe la sălajul lor, a mai scăzut poluarea. Cu metrou, da, studiile se fac, se fac. Suntem doxă în ceea ce privește metrou. Numai că vedeți și în București, acolo între două stații, s-a rupt efectiv o șină. S-a rupt o șină și n-a mai circulat metrou. Nu, vedeți? Vorba ardelenească. Bine că noi nu avem metrou, că dacă ni se strica, ne năcăjam. Încă 7 sau 17 ani până se va face metrou, o să mergem cu trotinete. Bravo domnului, totuși la 85 de ani să ai tupeu să te urci pe trotinetă, dar nu știu unde și-o fi pus plasele cu cumpărături, că știți că la o vârstă, de la o vârstă, pensionarii numai cu plase mari merg. Ar trebui și trotinetele astea prevăzute cu un cărucior în spate, cu ceva să-ți poți pune plasa, să poți pune cumpărăturile de la piață. Dar bravo lui, om curajos. Cum de altfel și noi suntem. Mulțumesc pentru cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea bună. Mâine dimineață, iarăși cu ceașca în mână. Acum am vărsat, că ce să facem? Merge treaba, nu? O să ne facă injecțiuță. Plan de vaccinare. Așa îi zice, deja guvidele îi pe cale să fie stârpit. Foarte bine. Se zice că în decembrie sau cel târziu în ianuarie o să fie distribuit la toată lumea. Bine, nu? Asta mi-a plăcut și asta că Papa Francisc are cont de Instagram și cică de pe contul lui de Instagram
S-a dat like la un model, la un top model brazilian. Acum papa e din Argentina, o la Hermosa, nu știu ce. Administratorii, cei care administrează contul, că nu, el nu mai e așa, nu mai butonează, au dat din greșeală sau așa like la pagina unui model brazilian. Un pic de scandal. Vaticanul se ocupă cu ceva? Vaticanul n-are alte probleme. Vaticanul se uite în curtea lui. Păi curtea e mică acolo, cât ține ce au făcut arhitecții în Renaștere, nu? Păi, cât e catedrala, în jurul ei un pic, aia e tătă curtea. Dar acum eu mă gândesc așa, că e vorba. Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Și atunci papa, de ce n-ar fi dat like unui model brazilian? Că și cine se ocupă cu seringuțele la noi, domnul ăla care e până armată, a fost top model, se poza în chiloți. Acum știi de unde vine seringa, știi că și se pricepe la făcut injecții. Atâta dezinformare, atâta manipulare, noi să fim sănătoși. Noi să fim sănătoși, asta e cel mai important lucru. Și vă mulțumesc că intrați aici pe canal și îmi scrieți comentarii. Și vă mulțumesc pentru faptul că zi de zi, dimineață de dimineață, suntem aici și discutăm. Se iau în continuare amenzi mari pentru televiziuni de la CNA că vorbesc aiurea. Noi vorbim aici la subiect și la obiect. Ne dăm cu trotineta pe canale virtuale. Și mai bem câte o cafea din când în când de la buymeacoffee.com/nicubendea. Da. Până mâine ne gândim la comentarii, vă rog frumos, să vedem ce facem. Ne lăsăm ciocul, lăsăm barbă, nu mai am. Trebuie să ne aranjăm de sărbători. Că Lucu îți schimbă părul, dar năravul ba. Da. E destul de călduț, pe la voi cum e? 0-1 grade, încă e bine, ne mai păsuiește doamna iarnă, că știe că bănuții pentru facturi îți cum îți drămuiți. Mai trebuie să facem și cadouri, mai trebuie să luăm ceva nou să avem de sărbători și uite așa. Ba ne descurcăm nou. Vestea asta cu... E bună. Ne vom imuniza ba cu ăsta, ba așa și până la urmă o să fie treaba bine. Eu asta tot sper că anul ăsta să-l băgăm undeva la cutie, să-l aruncăm, să uităm de ce a fost și să debutăm cu bine din iarna următoare, adică din iarna lui 2021, din primăvara următoare. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și în această dimineață. Îmi cer scuze de deranj, îmi cer scuze pentru că v-am trezit, v-a trezit clopoțelul de la alarmă, dar totuși ceva am vorbit. Aveți grijă cui dați like, da? Top modelul o să ne rezolve și dacă aveți 85 de ani și trotinetă, grijă mare la cumpărături. O zi bună vă dorește Nicu Bendea. Sănătate multă și tot ce vă doriți. Să ne vedem cu bine și mâine. Mâine când e mijlocul săptămânii lucrătoare. Că trebuie să discutăm și de asta, că e propunerea europeană. Să fie săptămâna lucrătoare formată din 4 zile. Și despre asta trebuie să discutăm. O fi bine, nu o fi bine, dar mai vedem. Deocamdată e numai marți. Fără ceasuri rele să vă fie ziua de azi. Vă salut numai bine.